doamna Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară, este invitată al meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Ioana Constantin, și vă mulțumesc că ați revenit în studio. Mulțumesc și eu pentru invitație. Astăzi la Senat a avut loc o răsturnare de situație, aș spune eu. Practic, legea pensiilor, un proiect al PSD-ALDE, nu a trecut în camera în care ei au majoritate la Senat, iar cei absenți au fost chiar de la PSD și de la ALDE. E o întâmplare sau un act voit? Această absență nemotivată, aș spune eu, a PSD-ALDE. E un act voit din punctul meu de vedere, pentru că noi ieri am avut moțiune de cenzură, iar parlamentarii coaliției de guvernare PSD-ALDE au fost prezenți la această moțiune de cenzură, chiar dacă ne-au votat, au stat în bănci țintuiți, așa cum li s-a ordonat lor de la cexul doamnei Dăncilă. Deci mă îndoiesc că de aseară până la prânz astăzi au plecat așa în masă toți parlamentarii în vacanță. Mai cu seamă că legea pensiilor era o lege și este în continuare o lege importantă pentru multe categorii de pensionari din România, dar și pentru PSD, care s-a tot lăudat cu mari modificări pe care urmează să le facă. Deci, e una din promisiunile chiar cele mai mari, da, ale PSD-ului. Program, din toate programele lor de guvernare, că nu mai știe nimeni câte sunt, ca și numărul guvernelor. Însă eu aș lega absența lor de astăzi și faptul că n-au vrut să treacă această lege. Senatul nu era cameră decizională, deci legea asta trebuie să meargă la Camera Deputaților pentru vot final. Deci eu aș lega ce s-a întâmplat astăzi de faptul că există probleme serioase în ceea ce privește banii pentru pensii și eu nu sunt dintre aceia care spun că nu există bani. Problema este că noi ne împrumutăm foarte mult, foarte scump. De asemenea, avem un cost foarte ridicat al muncii și cost suportaj de angajatori și de angajați în România. Și atunci te întrebi dacă la finalul zilei, după promulgarea unei astfel de legi, ar exista cu ușurință banii necesari pentru a suporta aceste modificări la nivelul pensiilor. Pentru că eu l-am ascultat atent pe domnul Budăi, care ieșise după ședința de la Senat, unde n-au avut majoritate, și domnul ministru de la Ministerul Muncii spunea că vor face în așa fel încât să găsească bani. Nu există un asemenea concept, vom face, vom găsi. Vom mai pune niște taxe, poate? Sau... Da, păi există două variante prin care poți să faci rost de bani. Impozitezi mai mult, deci te duci peste români și îi pui să plătească și mai multe taxe, sau te împrumuți, care și asta tot același lucru e, că trebuie să plătim nu doar noi, ci și generațiile care vin, copiii noștri. Un copil care se naște astăzi se naște deja îndatorat, numai pe astea, ultimele împrumuturi făcute de domnul Orlando Teodorovici. Și mai e ceva, și cu asta închei cu... M-am lungit foarte tare. Ei vorbesc despre echitate în sistemul de pensii. Nu ai cum să ajungi la echitate în sistemul de pensii atâta vreme cât ai pensii speciale. Cu acelea ce faci? Și mă refer la toate categoriile de pensii speciale, mai puțin la cele pentru invalizii de război, veteranii de război, văduvele veteranilor de război și așa mai departe. Dar ce faci cu pensiile astea speciale pentru care plătim 9 miliarde de lei în fiecare an? Și vorbesc în primul rând de pensiile pe care le iau, pensii speciale pe care le iau parlamentarii. Păi ei acolo în parlament ar trebui întâi să rezolve problema pensiilor, de exemplu, pentru parlamentari. Eu sunt de acord, parlamentarii nu au un salariu, ei au o indemnizație. Modifică legislația și hai să funcționăm pe principiul contributivității, pentru că este inadmisibil, nu poți să ajungi la echitate când eu am văzut atâția fluturași de pensii. Mi-au arătat oamenii prin diverse județe din țara aceasta și au pensii de acestea mizere de 300 de lei, 500 de lei, 800 de lei. Oamenii nu pot trăi nici măcar 15 zile cu banii aceștia, nici măcar 10 zile. Deci nu rezolve așa echitatea în sistemul de pensii. Acum, referitor la acest proiect al PSD-ului, legea pensiilor, credeți că va trece totuși de Camera Deputaților? Că acolo e foarte decizional. Știm că majoritatea nu prea stau bine la Cameră, la Senat, da, ar fi fost... Când au nevoie de majoritate, ei cumpără parlamentare, asta deja cunoaștem. Însă va trece în momentul în care PSD se va asigura că are sursele financiare pentru a trece o astfel de lege. Dar mai există o teorie care spune că PSD folosește această lege ca momeală electorală, adică tot spun electoratului că uite, o să trecem legea pensiei, o să crească pensiile. Știți că ei asta anunță tot timpul, din zi în zi, din lună în lună, tot cresc pensii și salarii. Dar în realitate cresc prețurile, că dacă te duci la piață sau la supermarket, descoperi că cresc prețurile și veniturile tale, mă rog, banii pe care tu îi primești lunar scad. Pe de altă parte... Eu sunt foarte interesată de momentul în care ei vor rezolva, de exemplu, indexările pe care nu le-au dat.
pentru pensionari, pentru că oamenii au pierdut, pensionarii au pierdut sume foarte mari, consistente, fiindcă de fapt ei au dat acea majorare, dar nu au mai dat indexarea. Deci o păcăleală dintre asta care mie îmi pare foarte rău că este făcută la adresa oamenilor simpli care au muncit o viață întreagă, că ei au cel mai mult de pierdut, că nu ne imaginăm acum că acești pensionari privilegiați cu pensii speciale suferă în vreun fel. Nu, oamenii simpli care chiar au muncit și au contribuit în țara asta suferă cel mai rău acum. Cum spuneați și dumneavoastră, ieri a avut loc votul pe moțiunea de cenzură, iar n-a trecut, practic, moțiunea în plenul Parlamentului. Am văzut că useristul Cristian Ghinea nu s-a mai obosit să voteze, practic a demisionat și nici nu a fost prezent la vot, așa cum era de așteptat. Cum a văzut Partidul Mișcarea Populară acest gest venit din partea unui parlamentar care a susținut această și chiar... Da, au susținut moțiunea de cenzură. Păi bine, din partea PMP-ului, răspunsul la această situație este dat de două fapte făcute de doi parlamentari, senator și deputat, care sunt de fapt europarlamentari, Eugen Toma, președintele PMP și președintele Traian Băsescu, care de asemenea trebuiau să plece la Bruxelles, dar au stat până la momentul votului, au votat pentru căderea guvernului Dăncilă, deci pentru moțiunea de cenzură. Și apoi au plecat la Bruxelles. Deci acesta este modelul corect, acela în care, dacă chiar crezi într-o cauză și crezi în moțiunea de cenzură și crezi în faptul că acest guvern dăunează economiei României, dăunează românilor României, stai acolo până în ultimul moment, te duci, te bați, votezi moțiunea de cenzură pe care ai inițiat-o ca partid de opoziție împreună cu colegii din opoziție și după aceea ești liber să te duci la Bruxelles. La Bruxelles sunt într-adevăr întâlniri informale în acest moment în cadrul grupurilor europene. Să ai nevoie de... Dar nu era ca și când cineva îl punea absent pe domnul Ghinea acolo și se întâmpla vreo tragedie europeană la nivelul Uniunii Europene. Practic, dânsul e europarlamentar de la 2 iulie. Nu? Da, începând cu 2 iulie, acolo, în acel moment începe mandatul. Și din punctul meu de vedere, varianta corectă și nu neapărat pentru că sunt PMP, dar așa văd ca cetățean al acestei țări și ca om implicat, foarte implicat în zona aceasta politică, modelul corect este acela în care stai până la capăt și votezi, așa cum au făcut președintele Traian Băsescu și Eugen Tomac. De altfel se vede bine pe camerele în Senat, în plen acolo, în plenul reunit, cum președintele Traian Băsescu merge și îi roagă să lase să voteze mai devreme ca să nu piardă avionul și n-a fost lăsat minute în șir. Și până la urmă a reușit să voteze, dar nu a părăsit, nu a plecat din plenul reunit până când nu a votat pentru moțiunea de cenzură. Președintele Eugen Tomac de asemenea a votat bile la vedere. Deci ăsta e un model de transparență și de responsabilitate față de români în primul rând, că românii pe 26 mai nu au votat ca să se urce toată lumea în avioane și să plece la Bruxelles. Au votat ca să rezolvăm și situația din țară. Ce va face opoziția sau Partidul Mișcarea Populară după această moțiune? Cum va contracara guvernul Dăncilă în continuare? Am fost și rămânem foarte activi în opoziție, mai ales în Parlamentul României, cu foarte multe inițiative legislative, iată și pe partea aceasta de organizarea votului, mai ales în diaspora. Noi avem, nu acum, după ce s-a întâmplat pe 26 august, noi avem cu mult înainte inițiative legislative, pe votul prin corespondență, pe votul electronic, pentru toate tipurile de alegeri. Am cerut secții mai multe în diaspora, cerem și acum vot anticipat pe 2 zile, cel puțin în diaspora. Deci rămânem implicați și sprijinim orice inițiativă pe partea forțelor anti-PSD în Parlamentul României sau, în fine, chiar și în teritoriu, în Consiliu și așa mai departe. Orice inițiativă care poate să oprească derapaje ale coaliției de guvernare, fie că vorbim aici de justiție, fie că vorbim despre economie, și reamintesc faptul că se discută zilele acestea despre codul administrativ și o ordonanță de urgență care ar urma să fie dată de doamna Dăncilă, pe care de asemenea o văd ca o momeală pentru baronetul PSD-ist. Iată, noi pe codul administrativ am fost partidul care s-a bătut cel mai tare să ajungem la CCR codul administrativ, deși avem un număr mic de parlament, dar am încercat și am convins pe colegii în opoziție să semneze alături de noi și CCR a venit și a spus că acest cod administrativ este neconstituțional. Deci putem să facem lucruri chiar și dacă suntem mai puțini, așa că vom rămâne foarte activi pe zona de opoziție. Din păcate, această moțiune de cenzură a fost un bun moment
să resetăm un pic guvernarea, mai ales pe partea economică. România se confruntă cu grave dezechilibre macroeconomice în momentul ăsta. Suntem țara care, cel puțin în ultimul an, a avut inflație lună de lună, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Un alt moment important al acestui an sunt alegerile prezidențiale ce vor avea loc în toamnă. A luat Partidul Mișcarea Populară vreo decizie în acest sens privind candidatul partidului la prezidențiale? Avem discuții în interiorul partidului. Vom avea un candidat în primul tur. Până la acest moment considerăm că pentru al doilea tur de scrutin mergem împreună cu președintele Klaus Iohannis, dar cel puțin în acest moment decizia este ca în primul tur să avem și noi candidat propriu. Până la urmă toate partidele au această obișnuință să aducă un candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale, însă nu vedem la acest moment pe scena politică un candidat care să aibă șanse mai mari decât are Klaus Iohannis pentru al doilea tur al alegerilor. Deci credeți că tot Klaus Iohannis va fi la momentul la care discutăm, dar scena este, scena politică este extrem de dinamică în acest moment. Președintele Pro-România, Victor Ponta, susține aseară într-un mesaj pe pagina sa de Facebook că ar dori un candidat al opoziției, ca opoziția să se unească și să ofere un candidat la prezidențial. Cum vede PMP această variantă? Ar susține un candidat al opoziției pentru prezidențiale? Știți că eu am mai citit și că domnul Ponta voia un candidat PSD al de Pro-România. Așa că mi-e greu să-mi dau eu seama domnul Ponta exact ce susține. Nu știu, eu cred că este târziu deja să mai discutăm această variantă. Eu cred că opoziția a avut multe de demonstrat la această moțiune de cenzură. Mie îmi pare rău că până la urmă Pro-România a decis să nu semneze această moțiune de cenzură și am văzut această declarație că este un fake. Și până la urmă în Pro-România s-au adunat oameni din PSD ALDE, în principal, da? Oameni care au o responsabilitate morală uriașă față de români și față de România pentru a da jos această guvernare toxică a PSD. Deci parte din acești oameni au fost în guvernele Dragnea 1, Dragnea 2. Au fost chiar premieri, dacă așa, să ne uităm bine. Au susținut programul de guvernare acesta fantezist scris de domnul Vâlcov, care în alte epoci ascundea tablouri și bani prin cimitire și pereți. Adică nu sunt total nevinovați și neștiutori în toată această poveste. Eu înțeleg încercarea de reabilitare, așa, în fața opiniei publice, dar e mult de lucrat pe partea de fapte, că din vorbe toți suntem în opoziție. S-a fost acest lucru și la cameră, la alegerea președintelui Camerei Deputaților, unde PMP, PNL, USR au susținut candidatura doamnei Turcan. Pro-România, mai degrabă, pe aici, pe acolo, accidental, a mai votat și cu domnul Ciolacu. Pe final, aș vrea să discutăm și despre ceea ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare și mă refer aici în special la cozile din străinătate pe care le-am văzut cu toții. A fost o operațiune voită? Ceea ce s-a întâmplat în străinătate la alegeri? În momentul în care nu ești capabil să organizezi votul în diaspora, arată două lucruri. Fie incompetență cruntă, fie rea voință. Eu bănuiesc că este un mix între cele două. Pentru că nu e prima dată când noi organizăm vot în diaspora. Și în 2014 ne-am confruntat cu cozi uriașe. A spune că anul acesta au fost mult mai mari și pe fondul probabil organizării referendumului. Însă aici problemele sunt foarte simple. Nu au fost suficiente secții de votare, nu s-au ales cele mai bune locuri pentru aceste secții de votare, nu au fost suficiente buletine de vot în străinătate. Sunt secții de votare unde s-au terminat buletinele la mijlocul zilei. Acestea sunt chestiuni care țin de Ministerul Externelor și mie îmi pare rău că domnul Meleșcanu a venit și a prezentat și public un raport în care nu-și asumă nicio vină Ministerul de Externe. Nu există așa ceva. Sunt principalii responsabili pentru proasta organizare a votului în diaspora, niște cozi umilitoare și am cunoscuți foști colegi de școală, de facultate, prieteni buni care trăiesc în Londra, în Roma și care mi-au scris și în 2014 supărați că au stat 5-6 ore la coadă și mi-au scris și acum în 2019. Deci noi nu am reușit să rezolvăm nimic și sunt niște chestiuni de bun simț pe care noi le-am tot propus și în care chiar credem că altfel n-am propune același proiect de 10 ori. Și PMP a propus vot electronic pentru toate tipurile de alegeri și pentru toți românii. Că să știți că dacă vii din Iași la București să studiezi, poți să votezi din București electronic pentru Iași. Dar nu e numai
pentru diaspora, deci pentru toți românii și pentru toate tipurile de alegeri. Vot prin corespondență, de asemenea. Am propus acum vot anticipat în diaspora. Două zile de vot poate că ar mai rezolva din aceste cozi. Dar trebuie suplimentate secțiile de votare, trebuie crescut numărul buletinelor de vot care ajung în diaspora. Și mai este o problemă cu reprezentanții în secțiile de votare, pentru că mulți dintre reprezentanții PSD mai ales nu s-au prezentat pe 26 mai în secțiile de votare. PMP nu a avut dreptul legal să aibă reprezentanți, noi am avut niște delegați observatori pe unde s-a putut, dar ei nu și-au trimis oamenii, cred eu, voit în secțiile de votare, ceea ce a îngreunat procesul de votare în secții. Vă așteptați ca această situație să fie remediată până la prezidențiale sau, din contră, să ne așteptăm la cozi și mai mari, scandaluri și mai multe? Nu cred că va fi remediată până la prezidențiale. PSD nu a învățat nimic din aceste lecții. Dacă exista bună credință, rezolvau după cazul 2014 situația votului în diaspora. Este umilitor și deranjant pentru că diaspora trimite este cel mai mare investitor în economia României. Noi am primit mai mulți bani de la românii din diaspora, noi România, decât am atras fonduri europene, spre exemplu. De asta e foarte deranjant, ne batem joc de acești oameni care sunt prietenii noștri, frate, mamă, mătușă, vecinul de pe scara de alături. Adică sunt cunoscuții noștri toți acești oameni care sunt diaspora. Este o Românie mai mică acolo de care își bat joc autoritățile la fiecare ciclu de alegeri. Și eu nu cred că se va rezolva ceva pentru prezidențiale. Și se cunoaște faptul că la alegerile prezidențiale există o prezență ridicată la vot. Dar nu văd niciun fel de interes. Ba mai mult, am văzut niște declarații urâte din partea domnului Șerban Nicolae, care vorbește despre de ce să organizăm acest vot electronic, sau înțeleg că are o problemă și cu tabletele. Nu știu, eu zic mai degrabă să facem cereri la registratură ca să votăm, dacă nu vrem cu tehnologia deloc să înțelegem și să o folosim în beneficiul oamenilor. Dar de ce nu vrea PSD-ul? Că am văzut mai multe voci, domnul Șerban Nicolae e poate doar una dintre ele. Da, una dintre ele, într-adevăr. Care nu vor. Păi, tradițional, diaspora nu votează cu PSD. Dar de ce să mai facem referendum? De ce? Avem legi în Parlamentul României. Partidul Mișcarea Populară are o lege pe votul electronic. Mai sunt și alte partide care am văzut că au depus astfel de proiecte de lege. Deci le aducem împreună, le armonizăm, găsim varianta cea mai bună și din punct de vedere tehnic, da? Și al siguranței votului, că acolo e cea mai mare dezbatere pe siguranța votului. Dar ok, le e greu cu votul electronic, dar haide să îmbunătățim legea votului prin corespondență. Ea există la acest moment, dar există numai pentru alegerile parlamentare. Haideți să o extindem și pentru restul alegerilor. Noi am avut o propunere să avem vot prin corespondență pentru alegerile prezidențiale. Și cine s-a opus în Comisia pentru Cod Electoral? PSD-ul. Și practic a rămas blocată. A rămas blocată, da. Asta e problema. Ei nu vor să-i lase pe românii din diaspora să voteze, pentru că tradițional diaspora nu votează cu PSD-ul. Și dacă am ne uităm, și văzut de altfel la europarlamentare. Și la prezidențiale, că acolo e durerea lor cea mai mare, la prezidențiale, că de fapt diaspora este cea care răstoarnă în turul 2 lucrurile. Vă așteptați ca Meleșcanu, ministrul de externe, să plătească, să spunem așa, pentru ceea ce s-a întâmplat la alegeri? Am înțeles că se vorbește despre o remaniere. Va fi remaniat? Credeți că va plăti într-adevăr? Da, sau ar fi înțelept. Se va trece peste... Da, păi moment. Ar fi înțelept din partea doamnei Dăncilă să ia această decizie, să-l demită pe domnul Meleșcanu, dar ar fi fost o decizie care trebuia deja luată. Pe de altă parte, faptul că doamna Dăncilă venise să-l propună pe domnul Titus Corlățean, care este vinovat de votul în diaspora din 2014, mi-arată că PSD nu înțelege nimic din aceste lecții. Eu mă uit cu mult interes să văd dacă, într-adevăr, la remaniere vor fi demiși doamna Carmen, sau remaniați, doamna Carmen Dan de la interne și domnul Meleșcanu de la externe. Ar fi doar doi dintre... Doi dintr-o listă lungă. Din punctul meu de vedere, nu știu, 90% din acest guvern trebuie să plece acasă. Nu știu dacă sunt 2-3 oameni care chiar știu ce fac acolo. Dar credeți că a înțeles ceva PSD-ul după rezultatul de la alegeri, după ce Liviu Dragnea, iată, șeful partidului, a fost încarcerat? Acum fac niște schimbări. Credeți că am înțeles ceva din ceea ce s-a întâmplat cu PSD în ultima lună? Nu. Eu nu cred în faptul că PSD se poate reforma. Nu cred asta pentru că de la PSN, PDSR, PSD observăm același model antidemocratic de a conduce. Deci dacă oamenii aceștia înțelegeau orice din toate lecțiile astea care s-au întâmplat, nu aveam parte de 10 august, nu aveam parte de această proastă organizare a votului în diaspora, am fi văzut o asumare după alegeri, inclusiv la nivelul guvernului. Adică veneau și spuneau, da, domne, uite, avem problemă la interne, avem o problemă la externe cu votul în diaspora. Nu știu, adică admiți
că ai făcut niște greșeli în ceea ce îi privește pe român. Dar eu văd același stil de conducere, de guvernare, același model. Uitați-vă la doamna Dăncilă. Deci doamna Dăncilă nu mai guvernează de când a plecat domnul Dragnea. Doamna Dăncilă e toată ziua la cex. Toată ziua se întâmplă cex. Deci, practic, doamna Dăncilă, ca să o citez așa cum spune, face numai cex în loc să guverneze. Doamna Ioana Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături mulțumesc de noi și vă mai așteptăm. Cu mare drag. Mulțumesc. Mulțumim.